este o bucurie deosebită să fiu în această după-amiază aici. Ne-a trebuit să fiu cu soția, cu copilașii noștri. În sensul acesta n-a fost posibil. Copilașii zbolnați, soția trebuie să aibă grijă de ei. Și într-un fel m-am gândit că poate celor care se căsătoresc le-ar prinde bine câte o călătorie din asta de câteva luni într-o familie cu prunci. Pentru că e un șoc pe care l-ai după luna, nu chiar luna, săptămâna de miere. Dacă ești și pocăit și îți place viața de familie, vin pruncii și știți șocul, nu? Nopți nedormite, lapte încălzit noaptea, schimbarea pruncului, când nevastă te roagă, nu îl schimbi tu acum. Spui, eu lucrez, eu nu. Ziua s-a obosit, da. Viața e complicată și cred că ar fi interesant dacă adunările noastre ar putea făuri un cadru din ăsta în care cei care se căsătoresc să dea cu capul de realitate. Ar prinde bine. Că unii dintre ei după aceea zic, o, dar eu n-am știut că viața de familie e așa. Păi nu-i problema noastră că n-ai știut tu, nu? Sau e și problema noastră, că ar trebui să-i ajutăm să înțeleagă cu ce se mănâncă viața de căsătorie. Însă vreau să înțelegeți că ceea ce se întâmplă astăzi aici este un lucru deosebit de important. Mai cu seamă că trăim într-o eră, o societate care iubește globalizarea, încearcă să universalizeze, să facă comun anumite concepții despre familie. Și noi, biserica, ajungem să fim un fel de, să fim priviți un fel de înapoiați intelectual. Niște oameni rămași în urmă cu niște concepții luate dintr-o carte foarte veche. Și într-un anume fel, de fiecare dată când se face o căsătorie, declarăm război lumii acestea prin concepțiile pe care noi le predicăm la căsătorie. Și eu cred că va veni o vreme, va veni o vreme și nu-i mult. Țineți minte ce vă spun astăzi. Va veni o vreme și nu mult timp va trece, până când societatea va ajunge nu doar să urască deschis ceea ce predicăm noi, ci va ajunge să dorească să ne interzică, să propovăduim, să spunem, lucrurile pe care, până la urmă, Sfânta Scriptură ne spune despre căsătorie. Și trebuie să înțelegem că diavolul s-a angajat prin sistemul lumesc să distrugă căsătoria. Pentru că căsătoria este celula fundamentală a umanității. Dumnezeu a instituit de la bun început, de la întemeierea lumii, căsătoria. De la bun început Dumnezeu a instituit și a dat mandatul acesta omului de a munci pământul, de a-l stăpâni și de a face prunci care să fie la rândul lor oameni care poartă chipul lui Dumnezeu și stăpânesc planeta Pământ. Într-un fel sau altul, diavolul încearcă să distorsioneze ceea ce a gândit Dumnezeu de la început să fie căsătoria. Și noi, biserica, ar trebui să ne angajăm în războiul ăsta cu lumea și cu societatea. N-ar trebui să ne izolăm așa în niște clădiri. Asta, Domnule, noi facem lucrurile cum credem noi, ei să creadă ce vor ei. Nu! Căsătoria este o instituție făurită de Dumnezeu. Iar satana și lumea nu au voie să se chestreze nici măcar conceptul de căsătorie. Și vedeți, chiar și în țara noastră, suntem în plin război în simpla definire ce este căsătoria. Deci am ajuns la o nebunie, la propriu, ca și societate, că nu mai știm ce înseamnă să te căsătorești. La propriu, dacă acum, ce știu eu, 20 de ani în țara asta întrebai pe un prunc, cine cu cine are voie să se căsătorească? Un prunc de 5 ani putea spune, bărbat cu femeie. Acum oameni normali la cap, spunem noi, oameni cu doctorate, conferențiari, nu mai pot să mă la nici măcar la lucrul ăsta simplu. Doamne, un bărbat cu o femeie. Nu poți să-ți dai seama. Dacă te uiți într-o carte de anatomie, îți dai seama că un bărbat cu o femeie trebuie să căsătorească și nu altfel. Nu un bărbat cu un copac sau cu orice altceva ce vă imaginați dumneavoastră. Și oamenii nebuni al lumii este și imaginează tot felul de lucruri de genul acesta. Noi ar trebui să fim angajați pozitiv, proactiv în acest război. Suntem la o nuntă. Este o zi de bucurie. În același timp, să știți, diavolul urăște din toată ființa lui ceea ce se întâmplă aici. Diavolul urăște pur și simplu faptul că e un bărbat cu o femeie. El urăște pur și simplu faptul ăsta. Și va ajunge să-și arate ura lui. O arată în alte zone ale lumii și a început să o arate și în țara noastră. Și dacă cândva ne culcam cu capul pe ureche și ziceam, asta asta se întâmplă la altcineva. Acum lucrurile astea sunt puse în fața noastră. Și vedeți așadar că milioane de oameni vor să spună, nu, Doamne, pentru noi căsătoria asta înseamnă pentru că asta înțelegem din Biblie. Spun, nu! Sunt câțiva indivizi care vor să controleze în țara noastră. Vor să controleze concepția noastră cu privire la căsătorie.
Și veți vedea dumneavoastră că problema se va agrava din următorul motiv. Îți vei trimite copiii la școală și ei nu o să învețe din Biblie ce înseamnă căsătoria. Nici nu vei ajunge la școală copilul tău că se duc la grădiniță. Că noi așa îi scoatem repede din casă, să se ducă. Să învețe ateii, să învețe secularii, să învețe oamenii ăștia fără Dumnezeu, să învețe pe ei ce-i căsătoria. Ce credeți că o să învețe? Ce spune Biblia despre căsătorie? Nici vorbă. Suntem în plin război. Să înțelegeți lucrul acesta, că de fiecare dată când se întemeiază o căsătorie înaintea lui Dumnezeu, de fiecare dată, ei nu-și dau seama poate. Ei declară război în lumea aceștia prin conceptul despre căsătorie pe care ei îl acceptă din Sfânta Scriptură. Iar rolul meu în această după-amiază este să spun ce spune Scriptura despre căsătorie. Pe mine mă interesează ce spune lumea despre căsătorie, numai să văd dacă se potrivește cu Biblia. Și să înțeleg unde trebuie dusă lupta în ce privește concepția despre căsătorie. Vă dau câteva dovezi, numai să vedeți că lucrurile sunt exact așa. De exemplu, lumea, sistemul lumesc, a început să învețe tot mai mult tinerii de astăzi să nu se mai căsătorească. Nu? Ei fac un fel de raționare din asta foarte simplă, în special pentru adolescenți și tineri. De ce să-ți iei tu responsabilități? Să te duci tu să muncești, ca să ții o femeie și prunci după aia, nu trebuie să muncești. Că noi să trimiți pe ea pe escavator, să-ți dea la lopată. Și normal asta. Doamne, toată adolescența te-ai jucat la calculator și deodată trebuie să pui mâna pe lopată. Tu nici măcar nu știi să pui mâna pe lopată. Nu știi ce e lopată, poate. Da? Și atunci poți să trăiești liniștit. Poate putea beneficia de anumite binecuvântări din căsătorie și fără să fii căsătorit. Nu trebuie să fii căsătorit, domnule. Ce trebuie să te duci? Chiar auzeam o vedetă din țară la noi, o vedetă cu ghilimele de rigoare, da? O vedetă care spune, ce trebuie să mă căsătoresc eu cu cineva? Pentru ce trebuie să mă duc eu în fața unui preot sau trebuie să mă duc la primărie să-i spună că vreau eu să mă căsătoresc? Și conceptul ăsta ajunge să fie inoculat în capetele multor tineri. Și unii dintre ei, în taina inimii lor, stau să gândesc, domnule, da, de ce să-mi iau responsabilitate, de ce să muncesc eu să întrețin o familie, niște prunci, o femeie, de ce să plătesc eu o chirie când pot pur și simplu să stau la mama acasă până la 30 de ani și să stau pe pensia lor? Mai mult, lumea aceasta lovește nu doar în simplu concept de căsătorie. Dacă se căsătorește, să se căsătorească cât mai târziu. Să-ți trăiești tinerețea, să te joci la calculator până la 28 de ani, 30 de ani. Să trăiești pe banii părinților cât mai mult să poată. De ce să te căsătorești așa de vreme? Ești tânăr, ești cu băieții, ești cu fetele, povestiți, poate povestiți despre căsătorile altora. Povestiți telenovele, relații, s-o despărțit, iară s-o împăcat, acum s-o dus cu altul, o luat pe prietena nu știu cui. Combinații, chestiile astea interesante, stăm la tacale, povestim, mi se pare așa de interesant. Mi se pare așa de interesant. Și se împinge momentul căsătoriei tot mai departe. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, conceptul iudaic despre căsătorie, conceptul evreiesc, da? Pe care noi l-am importat în creștinism, era foarte serios. Când un băiat învăța să muncească și era capabil să-și întrețină familia, îl căsătoreau. Nu lăsa să-l apuce toate nebuniile. Da? Și el vine căsătorit. Păi să apucă de alte prostii. Lumea aceasta, mai mult decât atâta, învață-se, cum s-a spus deja și vedem sub ochii noștri, căsătoria între bărbat și bărbat. Bărbat și femeie. Va fi foarte, să știți, va fi foarte ciudat când băiatul tău de 4 ani sau de 5 ani copii întreabă foarte multe lucruri interesante. Băiatul meu mă întreba săptămâna asta și are 3 ani jumate. Zice, tate, dar cu ce merge Dumnezeu? Păi știu că Dumnezeu nu are picioare. Zice, Dumnezeu are picioare, dacă nu are picioare, cu ce merge? Dar explică-i cu ce merge Dumnezeu. Explică-i transcendența lui Dumnezeu, că Dumnezeu este Duh, ce e la Duh, cum se plimbă Duhul, cum Duhul nu are picioare, că e invizibil și așa mai departe. Și va vedea un copil de-a tău că se căsătorim doi homosexuali. Explică-i. Lucrurile vor fi complicate, să știți. Lucrurile vor fi complicate. Iar lumea ne pune lucrurile astea sub ochi. Au început să facă desene animate, au început să pună lucrurile astea în cărți. Sunt învățători, sunt profesori care propăduiesc lucrurile astea. Lucrurile se complică. Vedeți, lumea a declanșat deja războiul ăsta și, de fapt, satana este în spate. Mai mult, lumea învață să mai facem copii. Eu am avut credincioși. Eu după două... Vă spun deschis, n-am nimic de ascuns. Nu știu, mă filmați. Ce vorbim? După două luni de zile mă întrebam, domnule, de ce nu apunci? Așa nu apunci. Eu așa am privit. Una dintre binecuvântările fundamentale ale familiei noastre va fi să avem nu bani. Banii vin. Că imaginează că n-ai prunci, îți dai seama cât de mulți bani intră în casa ta. Că atât de mulți bani mănâncă. M-am întrebat unde-s prunci, când vin prunci. Asta m-am întrebat.
fel de dispreț. Bă, ăsta nu știe niște strategii, niște metode. S-o întins vă câțiva ani de zile. Să-ți vină prunci așa repede, n-ai tu și tu timp să te bucuri de nevasta. De nevasta. Păi avem timp să ne bucurăm și de nevasta, nu? Și de bărbat și așa mai departe. Oamenii sunt... Și chiar între credincioși a intrat mentalitatea asta. La un moment dat am predicat despre la o binecuvântare la Oradea, acolo sunt multe, dar noi nu vă spun la care. A venit o femeie foarte intelectuală și educată, mult mai educată și mult mai deșteaptă și intelectuală decât mine, să fie fără discuție lucrul ăsta. Și și-a exprimat așa dezamăgirea față de cel care a invitat, adică cel care avea copilul la binecuvântare, și-a exprimat dezamăgirea că m-a chemat pe mine la predicare și a zis, bă, băiatul ăsta, îmi pare rău așa de el, așa de tiner și crede lucrurile astea. Ce credeam eu, de fapt? Ce am predicat? Am predicat de Psalmul 127. Că auziți ce lucru grozav am predicat? Că noi ar trebui să facem prunci. Doamne, noi! A vrut să fie o mirare. Cum să creadă un tânăr la 27 de ani, atunci aveam 26-27 de ani, cum să creadă că trebuie să faci prunci? I-a auzit, domnule, ce mirare, că trebuie să faci prunci. Iar societatea asta învață. Doamne, dacă te-ai căsătorit, ai făcut o pasă. Cine știe din ce motive ai făcut-o? Dar să te apuci de făcut prunci? Când poți să-ți trăiești viața asta, voi doi și-și imaginează tineri cum călătoresc ei prin Europa și banile cu cine știe de pe unde și au, așa, sunt într-o croazieră continuă. Viața nu e așa. Luni dimineața o să vedeți. Luni dimineața trebuie să te duci la frigider. Și trebuie să ai ceva în frigider. La propriu trebuie să ai cineva în frigider. Și nu vine nimeni noaptea pe ascuns Moș Crăciun ca să te aducă ție în fiecare noapte să-ți bagi ceva în frigider și să spui ce minune, iar e ceva în frigider. A doua zi chiar. Iar o minune, iar e ceva în frigider. Nu o să se întâmple asta. Hai că mama și cu tata o să aibă milă de tine. Vreo săptămână, două, dar după aia zice, bă, băiete, du-te la loc, întrețineți familia. Tu nu te-ai căsătorit ca să te întreține. O să întrețin în loc de unul, să întrețin doi și după aia, trei, patru, depinde cât vin, nu? Dar lumea în față lucrul ăsta, să nu existe prunci, să nu existe prunci. Și noi, pocăiții, dacă nu facem, dacă nu suntem de acord și dacă nu practicăm avortul, dar să știți că sunt și credincioși care fac lucrul ăsta. Din păcate, noi am avut o vecină, eu sunt moldovean, am căsătorit polteancă și băieții noștri s-au născut în Ardea. Dar în Moldova am avut o vecină care era asistentă și îi spunea mamei noastre, care era pocăită, zice, mă, tu știi că și pocăitele vin la avort? Asta este un lucru tragic. Dar să presupunem că ar fi un lucru rar. Noi, ca să noi omorăm, mai bine noi facem. Și se întreabă, bă, copiii ăștia. M-am întrebat, au fost care au întrebat direct. Noi am zis, mă, am pun. Bă, dar ăsta de câte luni căsătorit? De atâtea luni. O să nu știe de planificare familială? Asta e expres, planificare familială. Stai aiței, căiețelul, cu nevastă și spui, cum facem? Păi, primii 4 ani ne primăm în jumătate de Europa. După 4 ani, facem primul prunc. După, știți ce tragedie se întâmplă la multe persoane în astea? Folosesc tot felul de lucruri și după aia se miră. După 4, 5, 6, 7, 8, 9 ani, încep să aibă complicații și probleme. Că nu le-au zis doctorul dinainte sau nu le-au zis cine le-au băgat prostiile în cap. Care sunt efectele adverse. Care sunt efectele adverse. Noi nu ne putem juca cu Dumnezeu. Noi ne putem juca cu Dumnezeu. Sunt niște legi pe care Dumnezeu le-a tras așa. Atunci când ai călcat legile astea, vei suporta consecințele. Vei suporta consecințele. Iar lumea în față, să nu existe exclusivitate în căsătorie. Da? E un bărbat, e o femeie. Nu ai voie în altă parte. Și lucrul ăsta merge mult mai departe decât o relație sexuală intimă. Când ai voie să te duci la altă femeie, sunt priviri pe care nu ai voie să le dai decât nevestitare. Sunt atitudini pe care nu ai voie să le dai decât față de nevasta ta. Sunt atingeri, ai voie să dai mâna pe soră. Dar scurci repede, ca și cum ai pune mâna pe plită încinsă. Trebuie să existe o anumită conduită prin care tu să te protejezi pe tine însuți. Că ai să vezi, zici, poate râdeți acum, ai să vezi cum se uită nevasta la tine. Ea știe că nu-i normal. Hai mă, nevastă, ce am făcut mare lucru? Ai făcut? N-ai voie să te uiți într-un anumit fel. N-ai voie să te uiți un anumit timp. Este o exclusivitate care există în căsătorie. Eu am fost cu credincioși, că este o călătorie notabilă în mintea mea. Am fost cu câțiva prieteni de mei și vreo două persoane pe care nu le cunoșteam într-o altă țară. Și la un moment dat am ieșit pe o faleză undeva în Europa și stăteam acolo, ne odihneam. Ne mai uitam și noi pe la magazin, la ce ne uitam, după ce mâncaserăm bine, și unul dintre ei făcea, așa făcea capul. Cum trecea câte persoane, tot așa făcea capul. Persoană căsătorită, care avea prunci. Mă întrebam, mă, dar tu ești credincios? Da, sunt. Păi și tu cum te uiți așa după femei pe stradă? Da? De ce nevastă mai de acord? Eu nu are niciun fel de problemă.
Deci eu și nevastă și tu aveți probleme. Dar asta e important din lumea asta. Ei zic, dacă noi doi suntem de acord, atunci nu este niciun fel de problemă. Nu! Căsătoria nu este o invenție omenească. Căsătoria nu funcționează după legea omenească. Căsătoria este o instituție făcută de Dumnezeu și funcționează după legile lui Dumnezeu. Eu am voie să import ideile mele și prostiile care trec prin mintea mea în căsătorie și spun, noi așa vrem să facem căsătoria. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Mai mult, lumea aceasta a început să lovească în ideea de legământ al căsătoriei. Dom'le, dacă la un moment dat nu-ți mai place, și eu zic, frate, nu mai iubesc. Ce-i zic? Păi, că cum e blocat, cum au zis ăsta că nu mai iubești. Și dacă nu mai iubești, ce? Tu ai făcut un legământ. Tu nu ai spus, am să fiu cu tine până când o să simt. Nu și necredinciosul spune, până moartea ne va despărți. Când spui cuvintele alea, acolo rostești un cuvânt de legământ. Adică și dacă simt, și dacă nu simt. Și dacă se îmbolnăvește, și dacă nu se îmbolnăvește. Și dacă sărăcim și suntem sărari lipiți pământului, și dacă suntem cei mai bogați. Noi nu schimbăm, nu se schimbă cu nimic exclusivitatea, relația noastră unul cu celălalt din cauza lucrurilor ăsta. Pentru că este acolo o idee de legământ. Și să știți că se va modifica în curând și lucrul acesta. Pentru că oamenii urăsc ideea de legământ. Dacă sunt clauze excepționale, sunt anumite excepții. Da, domnule, noi vrem să mergem până la moarte, dar dacă se întâmplă anumite lucruri și avem noi o listă acolo și lista asta începe să mărească. Și atunci nu mai avem dragoste necondiționată în căsătorie. Nu mai avem dragoste de legământ. Avem o dragoste inventată de lumea asta, un concept lumesc despre dragoste. Nu mai simt, domnule. Nu mai simt. Păi crezi și eu dacă, de exemplu, ai 2-3 pungi. Acum, dacă ai 2-3 pungi și ești bolnav, pungi, să știți, mai răcesc, mai fac febră, mai te țin noaptea, treaz. A doua zi dimineață, după o noapte nedorbită, tu cu nevasta, nu o să vezi dimineața la ora 7, ea parcă e ieșită din vitrină. Zic, domnule, ce nevasta am. Cel mai probabil nu o să fie așa. Să fie așa cu părul, ochii umflat și vrei să fii la fel. Mergi mai frumos decât ea. Să zic, mă, nu simt, dar nu simt nimic. Uite cum arată nevasta. Că a avut grijă de pruncii tăi. A fost stat trează pentru pruncii tăi, cum a stat și mamele noastre pentru noi, nu? N-are nicio treabă. N-are nicio treabă sentimentul ăsta trecător, fluctuațiile astea ale inimii cu dragostea de legământ pe care ne-o prezintă Sfânta Scriptură. Lumea asta, mai mult decât atâta, lumea asta nevață să scoate foarte repede copiii afară din casă. M-am dus cu unul din băieții mei când am încercat să scriu, să-mi iau niște numere provizorii la mașină. M-am dus cu unul din băieții mei, am mai multă trecere. Când mergi cu un copil, te lasă treci mai repede, te pune să stai acolo jos și stai până... Și m-am dus cu ei și mi-a întreabă, câți ani ai, cum te cheamă, doamna de la primărie? Zice, dar tu mergi la grădiniță? Și el zice, nu, nici măcar nu știe ce e grădiniță. Și doamna aia, o doamnă din lume, zice, vai ferice de tine, că nu se duce la grădiniță. Pentru că noi repede încercăm să scăpăm de copii, să avem liniște, cât mai repede, la 3 ani, puf, afară din casă. Și dăm să-i crească alții, să-i crească alții. Da, în cele mai multe locuri nu sunt grădinițe creștine. În cele mai multe locuri. Credeți-ne creștini și scoți afară pe copii din casă. Și lumii îi convine, statului îi convine lucrul ăsta. Statului îi convine lucrul ăsta, că începe să-ți înveți ei pe copiii tăi. Și înainte să-i fii învățatul despre Dumnezeu, să-i fii învățatul despre suflet, despre mântuire, despre asta, despre o grămadă de lucruri, începi să-i înveți ei. Și lor le place lucrul ăsta. Ai să vezi că îți dă subvenții, îți dă ajutoare sociale, zice, dă-mi nouă! Cât îi crește noi. Scandalul ăsta mare cu familia Bodnariu și alte scandaluri care sunt. Când se represc copiii din viața familiei, știți pe ce se bazează? Pe concepția lor că copiii nu sunt ai noștri. Copiii sunt ai statului. Nu! Copiii nu sunt nici ai mei, nici ai statului. Copiii sunt al lui Dumnezeu. Și ei trebuie crescuți după voia lui Dumnezeu. Și noi n-ar trebui să lăsăm niciodată și să presăm și să fim angajați activ în războiul ăsta, ca să spunem clar statului că copiii nu sunt ai statului, copiii sunt al lui Dumnezeu. Iar demonstrația mare care a fost cu ocazia răpirii acestor copii de la această familie a fost foarte importantă. A fost un semnal foarte puternic dat întregii Europe că sunt niște oameni în lumea asta, în Europa asta, și sunt mulți care nu cred că copiii sunt ai statului, ci copiii sunt al lui Dumnezeu și noi respectăm autoritatea lui Dumnezeu. Iar asta a fost o bătălie. N-a fost câștigat războiul. Dar a fost o bătălie câștigată.
Și sunt bătălii în continuare pe care, vedeți, trebuie să le ducem noi ca și biserici. De asta spun ce se întâmplă astăzi aici, că se întemeiază o căsătorie după voia lui Dumnezeu, după principiile lui Dumnezeu, după standardele lui Dumnezeu, după conceptele lui Dumnezeu. Iar noi predicăm pe față împotriva mizerilor lumii acestea. Acestea sunt niște declarații de război. Vor începe să ne caute. Vor începe să ne urmărească. Vor începe să găsească lucruri care nu le convine în familiile noastre ca să înceapă să ne facă probleme pentru simplu fapt că ne-am angajat în acest război deschis față de lumea aceasta, da? Iar alții în față să nu faci plângi deloc. Dacă e făcut să-i scoți afară din casă, ți-i iau ei, dar dacă poți să nu-i faci deloc, Domnule. Să nu-i faci deloc. Să nu-i faci deloc. Și, sau să nu faci mulți. Este o glumă, e tristă, e puțin săreată, zice că acum se face un singur copil, știi, zice, nu? Că nu se poate face jumate. Dacă e un singur plâng, că nu se face jumate. Eu am crescut într-o familie de 9 copii, soția mea de 11 copii. Și mulți am zis, Doamne, cum? Și nu mi-e ne întrebă, noi avem doi deocamdată. Și nu mi-e întrebă, Doamne, cum au crescut atât să plânge? Și știți, femeile astea sănătoase la cap, nu sunt invalide, nu sunt antisociale. Nu, nu e niciun fel de problemă. Acum, fiecare are darul de la Dumnezeu, știți? Dumnezeu să vă dea cât mai multe daruri dumneavoastră. Dar în același timp există o presiune care a intrat deja în adunări și nu se spune deschis. Unii spun deschis. Dar așa se șoptește printre. Mă, trăim într-o altă societate, trebuie să muncim mult, nu mai avem timp. Vezi, eu am mers la societăți, altă viteză, nu mai putem să facem plângi, așa mai departe. Și chiar copiii care au crescut în familii de acestea, binecuvântate de Dumnezeu, au început să vorbească așa. Și este trist lucrul acesta. Este trist lucrul acesta. Lumea asta învață. Lumea învață să confundăm rolurile. Am avut un șoc când am fost în America și am văzut femeie pe excavator. Era un loc în care treceam în fiecare zi, era o femeie pe excavator. Săpa acolo cu cosete, cu excavator, femeie pe tir. Nu știu, pentru mine imaginea aia a fost groaznică. A fost groaznică. Eu nu mă văd pe nevasta mea pe excavator. Nici cu rotopercutorul în mână, nici cu bormașina. Noi vedem acum, dar vedeți ideea asta a feminismului. O idee diabolică, satanică. A egalității prost înțelese. Un loc fundamental în lumea asta. Dacă sunteți în locul ăsta aici, este pentru că ați avut o mamă. Dacă vă credeți grozav, este pentru că ați avut o mamă. A fost cineva care v-a născut, care v-a adus pe lume. Dumnezeu a hotărât să fie mama care te-a adus pe tine pe lume. Dar dacă te crezi mecanic deștept, predicator deștept sau orice, te crezi tu că ai ceva special, este o femeie pe care Dumnezeu a rânduit-o ca să te aducă pe tine pe lume. Cel puțin din punctul ăsta de vedere, înțelegi că rolul unei femei în planul lui Dumnezeu este fundamental. Dar haideți să ne uităm în Sfânta Scriptură la câteva aspecte în timpul, care mi-a rămas. Fiindcă sunt tinere aici, aș vrea să citesc, să încep cu a citi ce spune Sfânta Scriptură despre fata sau despre tânărul necăsătorit. 1 Corinteni, capitolul 7, spune în felul următor, versetul 32. Dar aș vrea ca voi să fiți fără grijă, auzi? Și Pavel și Duhul Sfânt zice, vrea ca tinerii să fie fără grijă, nu să necăsătorit, să fie fără grijă. Dar, zice, cine nu este însurat se îngrijește de? De ce? Păi poate să umble în bol. Poate să vorbească despre relațiile altora. Poate să joace dimineața până noaptea la calculator. Cine nu e însurat? N-are nicio treabă. Asta spune Biblia. Nu. Spune Biblia, cine nu e însurat și un copil al lui Dumnezeu se îngrijește de lucrurile Domnului. Să stai cu atâția tineri în biserică și să trebuiască să tragi în continuare de frați de 80 de ani, e o tragedie. Nimeni nu vrea să facă nimic. Haideți, Domnule, să facem o lucrare asta. Hai în evanghelizare, hai în misiune, hai să împărțim niște tractate, hai să dăm niște Biblii. N-am treabă, am o teză mâine. Deodată l-a apucat învățatul. Are examen în fiecare zi când trebuie să facă ceva pentru Dumnezeu. Un tânăr ar trebui să crească dintr-o familie de credincioși setat. Perioada asta pe care Dumnezeu mi-a dat-o de celibat, temporal sau total pentru unii, este ca să pun în slujba Domnului. Va veni o vreme că dacă mă căsătoresc, nu voi mai putea sluji pe Dumnezeu cu aceeași putere. Nestingherit, fără niciun fel de predică. Și voi folosi anii ăștia nu ca să-i dau la calculator. Sau pe Facebook. Sau să mă pozez prin parc, prin Târgu Jiu, nu știu unde, și să-mi pun pe internet pozele alea. Și o să dau timpul ăsta, anii ăștia puțin. Energia asta multă pe care o am acum, o să dau în slujba Domnului. Asta cu mentalitatea asta ar trebui să-i creștem pe copiii noștri. Și ce se întâmplă de fapt? Le punem telefoane, tablete, calculatoare în fața ochilor, îi lăsăm acolo să-și bolezească ochii, că zicem noi. Așa spun și pocăiții. Au început să spună și ei.
Nu a fost greu pe vremea comuniștilor, la părinții noștri să le fie mai ușor și au crescut niște legume, care nu sunt stare să facă nimic în societate. Și să vor putea la fel în biserică. Tragi de ei și nu fac nimic. Aici e o problemă. Celibatul temporar este lăsat de Dumnezeu ca să-L dăm pentru slava lui Dumnezeu, să ne îngrijim de lucrurile lui Dumnezeu. Zice, cum să placă Domnului? Cum ar putea să placă Domnului? Asta ar trebui să fie pasiunea unui tânăr, unui copil care... Cea nemăritată se îngrijește să arate ca starurile de la Hollywood. Da? Cea nemăritată se îngrijește să arate ca o pițipoancă. Cea nemăritată se uită toată ziua în revistele de modă să vadă și ea cum să se boiască și să vadă pe fața echipul lumii astea. În 10 de ori, nu știu ce prieteni, lucrurile astea te macină, te fac urât și urâtă. Dar dacă ți-ai dat tinerețea ca să te îngrijești de lucrurile Domnului, ferice va fi de cel care va fi bărbat sau de cea care va fi femeie. Ferice. Pentru că vorba pe cineva care a crescut într-o atmosferă duhovnicească, care a duce în inimă. Se îngrijește, spune Scriptura, de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul. Aici aveți un răspuns. Frate, avem voie, am voie să pun mâna. N-ai voie cu trupul tău, Domnul, când te-ai căsătorit. Și după aceea, singura persoană care are drept, autoritatea asupra trupului tău este partenerul tău de căsătorie, soțul sau soția ta. Nu ai voie. Nu știu. Frate, am voie, nu ai voie. La orice întrebare din lista aia lungă, dar nu mai voie. Dar nici măcar. Eu am stat cu persoane din familia mea care întreba, dar zice, voi copiii sunt în plan secundar, se arată foarte clar în locul ăsta. 1 Timotei, capitolul 2. Ia vedeți ce spune Scriptura aici. 1 Timotei, capitolul 2. Totuși femeia, zice, va fi mântuită prin nașterea de fii. Să știți că s-au predicat multe prostii din textul ăsta. Acum, dacă... Înseamnă că, dacă vorbim de mântuirea sufletului, înseamnă că unii oameni sunt mântuiți prin credința în jertfa Domnului Iisus și alți oameni sunt mântuiți dacă fac prunci. Acum ce faci cu o femeie care nu poate să facă prunci? Nu e mântuită. Dar textul vorbește despre altceva, în context. Se vorbește despre faptul că femeia nu are voie să învețe în adunare. Versetul 11. Să învețe în tăcere cu toată sufletul. Versetul 12. Nu-i dau voie să învețe pe alții nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere, în adunare. Da? Ea trebuie să învețe. Totuși, zice, totuși, este un contrast ca să face. Deși n-are voie să învețe în adunare și învăț eu și fratele Aurel și alții, bărbați, da? Bărbați, totuși ea va fi mântuită sau ridicată din starea asta, prin nașterea de fii. Adică femeia nu e învățătoare în adunare, ci învățătoare unde? Acasă. Așa este ridicată ei. Asta este o femeie de succes. Aduceți în dumneavoastră din lumea asta o femeie pe care o considerați dumneavoastră de succes. Care poate a ridicat o firmă, poate care a construit jumătăți de oraș, poate ce știu ce a făcut ea și plină de bani și nu știu ce are. Și singură și frustrată. Și-o arăt o femeie pocăită, care s-a căsătorit, a născut prunci, care sunt copiii ai Domnului și care are mai multă bucurie decât are femeia aia. Mult mai multă bucurie. Știți de ce? Pentru că a făcut cel mai bun lucru pe care l-a putut face pentru familie, pentru societate și pentru adunare. Ăsta e cel mai bun lucru. Cel mai bun lucru pe care îl poți face ca familie, pentru societatea asta și pentru adunare, este să crești niște copii care sunt ucenicii Domnului. Nu numai să faci copii. Să-i crești, să-i înveți și să-i faci ucenicii Domnului. Auzi ce spune? Ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă ei stăruiesc împreună în smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie, da? Faci niște copii, ai crescut niște copii, duhovnicești niște copii care sunt ucenicii Domnului. Nu știu, eu, Biblia mi-a spus să fac prunci, ne-am făcut, nu? Trebuie să-i crești și să știți, copiii nu sunt proști. Am avut o experiență deosebită cu primul nostru băiat, că al doilea, acum începe să vorbească. În fiecare seară am cântat, în fiecare seară am citit din Biblie. Nu știa să spună nimic, niciun cuvânt. Noi am cântat și am citit din Biblie, asta a fost ritualul nostru, dacă aș putea să zic așa. Când a început să vorbească băiețelul nostru, să spună jumătate de cuvinte, cum începe să vorbească, da? Silabe, așa? Știa cântări de la cap la coadă. Știa să le cânte de la cap la coadă și știam din silabele pe care le spune, din jumătățile de cuvinte pe care le spune, el știe cântare. Și am auzit lucrul ăsta de la mama lui John Wesley, care a fost folosit de Dumnezeu în Marea Trezire Spirituală de la anul 1700, care spunea, de când copilul învață să vorbească, trebuie să învețe să se roage. Și trebuie să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Să nu crezi că copiii sunt proști. Dacă nu-i prost să uite la desene animate și să stea în fața tabletei două ori, înseamnă că nu-i prost să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun un lucru. Eu, mântuirea copiilor mei nu e în mâna mea.
Eu știu mulți copii care au fost crescuți, cum trebuie și unii dintre ei au luat o rază. Mântuirea copiilor noștri în mâna lui Dumnezeu în totalitate, dar este treaba noastră să-i punem în cadrul acela în care ei ascultă cuvântul lui Dumnezeu, care pot să primească credință de la Dumnezeu. Da? E treaba noastră, suntem responsabili de lucrul acesta. V-aș spune că copilașul meu de 3 ani jumătate ar face de rușine pe mulți tineri din adunarea asta, că știe mai multe versete din Biblie decât ei. Și nu l-am pus niciodată să se repete după mine. Sunt atâtea ustensile astea. Astăzi, cum poți să-i pui o desene animate de o oră jumate, poți să-i pui Biblia audio, să asculte poveștile. Copiii îi plac poveștile. Pune să asculte povești din Biblie. Și stă în fiecare seară aproape câte 30-40 minute și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Este extraordinar. Crezi că Dumnezeu ne-a dat ustensilele astea ca să ne înălocim pe noi și necuiere? Nu, ci să folosim ustensilele astea și tehnologia asta pentru gloria lui Dumnezeu. Poți să folosești o tabletă, un telefon, un laptop pentru lucrul ăsta. Pentru lucrul ăsta. Asta ne poruncește Scriptura să facem cu copiii noștri. Asta este o femeie de succes. Eu consider că mama mea și mama mea soacră, eu nu mă numesc mamă soacră, că e o mamă credincioasă și e a doua mea mamă, eu pot să numesc că ele sunt cele mai de succes femei pe care le cunosc eu. Pentru că sunt niște femei care au născut prunci și care și-au dat toată silința și au trecut prin foc și viscol ca să crească niște copii pentru gloria lui Dumnezeu. Asta sunt niște femei de succes. Respect asemenea oameni, asemenea femei, asemenea bărbați care au crescut asemenea copii, mai mult decât respect pe orice politician grozav care există în lumea asta. Mai mult. Mai mult. Vă citesc un alt text. Tit. Capitolul 2, că unii poate vă spune, nu, poate asta spune numai într-un loc din Biblie, despre prunci, despre căsătorie și așa mai departe. Tit, capitolul 2, versetul 3. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici creditoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere. Vedeți, o femeie, cu cât trec ani peste ea, devine o femeie înțeleaptă, care are înțelepciunea experienței ei cu Dumnezeu și înțelepciunea înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu. Și care e capabilă să o învețe pe aia mai tineră. Biblia nu spune să se întâlnească fetele între ele la un grup de părtășie, care e de fapt un grup de clevetire și de bârfă, și să povestească între ele experiența vieților. Ce experiență să aibă ele dacă sunt căsătorite de un an, doi, trei, sau nu sunt căsătorite? Nu spune femeile mai în vârstă. Și Biblia nu spune să ne gândim la femeile mai în vârstă ca niște femei înapoiate care nu știe ele, domne, în ce societate trăim noi, care a evoluat deja. Nu mai suntem acum 50 de ani, spun tinerii. Domne, ca să trăiești ca o femeie credincioasă pentru gloria lui Dumnezeu, nu trebuie să știi nimic din ce spune cultura asta, trebuie să știi ce spune Sfânta Scriptură. Și cea mai îndreptățită persoană care ar putea să te învețe lucrul ăsta este o persoană care a trecut pe acolo și a experimentat în viața ei cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, spune femeile mai în vârstă să învețe pe femeile mai tinere. Ce? Știți că sunt și femei în vârstă care au trecut greu prin viață și nu prea au învățat multe lucruri. Și își învață pe una asta tânără. Tu, nu fii proastă când ăsta îți face așa, tu trebuie să pui piciorul în prag. Uite, te învăț eu niște chestii, ce să faci când el face așa. Imediat le-ai pus cu bot pe labă. Și auzi femei în vârstă care vorbesc sub orice critică despre viața de căsătorie, pentru că viața lor a fost așa. Biblia ne spune ce ar trebui o femeie mai în vârstă să învețe pe asta mai tânără. Auzi ce? Să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Dar ordinea e importantă. Acum mie îmi convine. Am spus un frate, când eram în facultate, ziceai să vezi. Când vine primul copil, tu treci pe locul 2. Când vine al doilea copil, tu treci pe locul 3. Îmi pare rău pentru el. N-am trecut nici pe locul 2, nici pe locul 3. Stop pe locul 1. Practic vorbim, din experiență văd lucrul ăsta. Și asta învață Dumnezeu. Nu poți spune femeia, băi, mai am timp de tine. Acum am atâția părunci? Nu. Prioritate pentru ea sunt copiii ei. Știi de ce? Sunt bărbații. Știi de ce? Bărbatul ei. Știi de ce? Cel mai bun lucru pe care poți să îl arăți în fața copiilor tăi este că îți iubești soțul sau soția. Copilul va învăța, domnule, asta este relația, asta e viața de căsătorie. Îmi doresc și eu lucrul ăsta, îmi place cum tata se poartă așa, să vedeți copiii stă și să joacă așa, că câteodată ridică ochii sus și vede că tata o ia în brațe pe mama. Sau îi spune ceva frumos și el, scrie acolo, dacă tu voi treceți așa, ca marfarul unul lângă altul, în gară, și vă duceți înainte, spun, asta o să învețe despre căsătorie. Și nu te mira. Eu zic, băi, mie nu trebuie așa ceva. Trebuie să-și iubească bărbații și copiii. Prima dată trebuie stabilit o atmosferă frumoasă în casă, între soț și soție. Acolo se poate sabota autoritatea unul altuia sau se poate construi autoritatea. Se poate construi un concept corect despre Dumnezeu, despre autoritate, despre căsătorie, despre dragoste și așa mai departe. Să-și iubească bărbații și copiii, da? Copiii, asta înseamnă că e are, n-ai cum să iubești copiii dacă nu e, nu? Iubești copiii acolo, iubești copiii tăi. Și apoi spune să fie cumpătate cu viața curată, trebuie să fie femeie de caracter, să-și vadă de treburile casei, cum spune și în Timotei,
Vedeți care este cercul de lucru? Asta e cariera unei femei. Cea mai bună carieră pe care poți să o ai este să crești niște copii pentru gloria lui Dumnezeu. Înțeleg că nu toate femeile vor avea copii. Asta este cu totul altceva. Dar ca principiu, Biblia asta ne arată. Nu eu o să fac prunci. Ea o să-i facă. Nu eu sunt acela care trebuie să stau non-stop acasă. Unii pot să fac lucruri să că lucrează de acasă, au anumite meserii. Ci ea este bărbatul, ea să afară și se duce și muncește. Și aduce bani acasă și timpul pe care îl are la dispoziție trebuie să-l dea și el familie. Dar vedeți, Scriptura vorbește despre femeie care se ocupă de casa ei. Își vede de treburile casei să fie bună, supuse bărbaților lor și din nou spune, ca în Timotei. Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Iar Timotei spune că unele s-au și întors să urmeze pe Satana. De ce? Că un bărbat iurea, ieșeau de acasă. Acolo trebuie să fie sfera de lucru a unei femei. A unei femei. Și închei cu un exemplu din Biblie. Să vedeți cum funcționează lucrurile în practică. Cum funcționează lucrurile în practică. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5, spune așa. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta. Nu zice în bunicul tău. Și în mama ta. E unice. Și sunt încredințat, sunt convins, sunt sigur că și în tine. Unii sunt bărbați ăștia doi, bunicul și tata. Nu știu ce se ocupau, dar știu că femeile astea și-au înțeles rolul lor în casă. Eu nu dau în această după-amiază un bilet gratuit bărbaților, zic că, oh, ai auzit ce-a spus? Femeia se ocupă. Nu, nici vorbă, tu ești capul familiei. Și ai să vezi în Efeseni că responsabilitatea educării copiilor este dată părinților și în limba greacă puteți să întrebați pe cine vreți dumneavoastră, este taților. Taților, mustrați-vă, educați-vă, creșteți-vă copiii în învățătura și mustrarea Domnului. Este tații au prioritate. Tații trebuie să supravegheze lucrul ăsta, da? Trebuie să supravegheze lucrul ăsta. El nu se duce la pește când poate să fie acasă și să se duce copiii, da? Să fie clar lucrul acesta. Zice că femeile acestea două și-au făcut într-un asemenea mod treaba lor și au înțeles așa de bine responsabilitatea lor de a da mai departe cuvântul lui Dumnezeu, încât nepotul, fiul Timotei, este un om care are o credință neprefăcută. Și știți că Timotei a fost unul dintre pilonii de bază pe care Pavel i-a avut în lucrarea de plantare. Unul dintre evangheliști cei mai buni. Un om în care Pavel a avut foarte multă încredere. Foarte multă încredere. Sunt două epistole scrise pe el, dar pastorale. Modul în care i-a cerut să lucreze, să se comporte și să pună lucrurile la punct în Efes. Capitolul 3, versetul 2 Timotei, capitolul 3, iarăși vorbește despre Timotei, versetul 15. Zice așa. 14. Tu să rămâi lucrurile pe care le-ai învățat, nu de la Pavel. Zice. Și de care ești deplin în credința că știi de la cine le-ai învățat, din pruncie. Cunoști Sfintele Scripturi. S-a ocupat cineva ca Timotei să cunoască din pruncie Sfintele Scripturi. Ei nu aveau Noul Testament încă. Acum s-a scria? Da. Care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Vrei să ai copiii mântuiți? Trebuie să-i faci să cunoască din... Înainte să poată Satana să-i pună în inimă lucruri. Societatea, lumea, prietenii. Tu trebuie să pui în inimă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Un om de succes care a ajuns în felul acesta. Pentru că niște femei și-au înțeles rolul lor fundamental în planul lui Dumnezeu. Crezi că bunica lui Timotei se gândea, o să o cresc pe Eunice cum trebuie pentru gloria lui Dumnezeu, că știu că ea o să nască un băiat care o să fie un mare evanghelist. Nici vorbă! Nici vorbă! Nici Ana nu știa lucrul ăsta. Dar când a primit darul acela de la Dumnezeu, l-a primit ca un dar de la Dumnezeu și a prezentat lui Dumnezeu. Și cel mai bun lucru pe care poți să faci cu copiii tăi, să-i dai înapoi lui Dumnezeu. Dar nu niște vagabonzi. Nu după ce au ajuns în cluburi. Nu văd ce au plecat de acasă și risipesc averea și te fac de rușine peste tot pe tine Dumnezeu și biserica. Nu! Ci să-i dai Dumnezeu de mici și modul în care îi dai lui Dumnezeu de mici e prin a expune cuvântul lui Dumnezeu. Prin a expune cuvântul lui Dumnezeu. Și un cuvânt de încheiere special pentru, de fapt tot a fost pentru ei noi și pentru toți care suntem aici. 1 Corinteni, capitolul 7, spune Pavel așa. Rămâne cu cuvântul ăsta, că e important. Bărbatul să-și împlinească față nevastă datoria de soț. Și tot așa se facă și nevasta față de bărbat. Să n-aibă cineva dubii, se referă la relația intimă dintre cei doi. La asta se referă, da? Nu aveți dubii. Bun. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei. Adică ea așa că n-are chiar. Nu. Nu vreau seara asta. Da? Nu spune așa Biblia. Bun. Tot așa nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Bă, bărberește-te, tunde-te.
Execută, îmbracă de așa. Execută, da? Că sunt bărbați ăștia butucănoși, așa mai îmbrăcânoși, mai supărați pe viață, care după săptămâna de miere, tot vrea să meargă după cum știe el, după cum a învățat el cu prietenii, să hoinărească cum a fost înainte. Nu mai. Lumea trebuie să știe și trebuie să se vadă pe tine că ești căsătorit. Să vede într-un fel amprenta, mâna soției pe tine. Da? Că vei fi un alt fel de om, la propriu, vei fi un alt fel de om. Și spun așa, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de sus. Să știți că trebuie să spui lucrurile astea. Am avut punctul în care trebuie să spunem lucrurile astea. La căsătorie. Un caz recent, cineva m-a rugat să consiliez, nu știu eu, consilier, dar m-a rugat să consiliez doi tineri care, nu știu dacă au două luni de la căsătorie, el nu vrea domnul soțul în brață, nici 15 minute pe zi. Auzi, domnule, trebuie să-l consiliez, să-i explici. La băiatul ăla, eu nu știu, l-aș duce întâi la spital să-l controleze. Da? Să-i explici că trebuie să stea cineva să-l îmbrață. Să-i spună cuvinte frumoase, să povestească cu ea, să o întrebe de cazul ei, ce trece prin inima ei, ce trece prin capul ei, cum a fost ziua asta, lucruri normale la mintea unui om normal la cap. Asta nu trebuie să te ducă cineva să te consilieze, da? Dom'le, că trebuie să-ți faci datoria față de el. Trebuie să păstrați intimitatea din căsătorie. Nu totuși să facem bani, să muncim și să ne construim nu știu ce. Sau să ne cumpărăm mașini. Am ajuns la punctul în care trebuie să le spun asta, apropo credincioșilor. Numai 15 minute, vai de ei. Vai de. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de sus, decât auziți prin bună învoială, să fie de acord și unul și altul. Asta înseamnă bună învoială. Nu, nu vreau. N-am ce face acum. Nu, aia nu-i bună învoială, da? Și auziți de ce? Pentru un timp. Ca să vă îndeplinciți cu postul și cu rugăciunea. Acum, cât o să postiți? Cam cât o să postești? Nu? Cam Pavel îți cam spune cam cât durează treaba asta, da? Nu întinzi foarte mult, zice, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Pavel nu spune, dacă vă ispitește satana, stai așa și uite-te la nevasta ca la bibelou, bibelou și... Da, ce să fac? Asta e, nu spune Biblia așa. Biblia, uitați-vă, Biblia dă cea mai bună concepție, cel mai bun concept despre căsătorie. Cel mai bun concept despre căsătorie. Și mi-ar dori ca și voi doi și toți care suntem aici căsătoriți, necăsătoriți, să luăm din Biblie filozofia de lucru a căsătoriei. Să luăm din Biblie conceptul. Când mergi pe stradă și vezi reclame, vezi tot felul de trailere, vezi tot felul de reviste, găsești tot felul de lucruri în lumea asta care te învață lucruri total distorsionate despre căsătorie. Și satana asta vrea să șefuiască viața frumoasă de căsătorie. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu ascultare multă de cuvântul Lui. Nu uitați, căsătoria este un război declarat lumii acestea. Și să facem onoare lui Dumnezeu, trăind ca niște oameni credincioși după voia Lui. Amin. Amin.